Călătoriile interraionale și raionale urbane se scumpesc începând cu 5 septembrie. Agenția Națională Transport Auto a stabilit noi prețuri plafon pentru pasageri care sunt mai mari cu 3 bani. De exemplu, un kilometru parcurs dintr-un sat în raion și invers va costa 96 de bani. Tot cu 3 bani va crește și prețul pentru un kilometru dintr-un raion în altul, adică tariful va ajunge până la 86 de bani per kilometru. Potrivit ANTA, decizia de ajustare a tarifului vine în contextul în care prețul mediu al motorinei în ultimele 7 zile a fost mai mare cu 1,40 lei față de săptămâna anterioară. Printr-o decizie a Comisiei Situație Excepțională din 10 martie, operatorii de transport pot modifica tarifele pentru rutele raionale și interraionale până la un anumit plafon, iar tariful pentru un kilometru parcurs variază în funcție de prețul mediu din ultimele 7 zile al combustibilului.